sincer mănânc banana asta și am așa niște frici. Oare poți mănânci pușcării la o banană furată? Serios. Hei, poliție, autosesizați-vă. Sisu, autosesizați-vă, am furat o banană. Poliția doarme. Poliția doarme. Șumir se odihnește. Și vorba și aia. Dumnezeu nu bate cu băț. Mă uit că mânuța asta cu care am furat banana, mă uit că e mai ușoară. Ceasul a rămas. Banana a fost mâncată. Și la revedere, pa. Și vorba și ea, muia, bea o cafea aici la primăriț, că nu se știe mâini, păi mâini, nici n-a să fiu primit în casa asta. Dană dealul. Până și măsoară, nu urmașă. A, pă da, măsoară, mine, n-am și să-mi dăvuțe roșia, nu ne-nuța, ne-l-a dus mine. Și faci, mâine? Aude, aici e depozit la noi și Camin râd de zgolește, așa-i? Ia, de suntem. Ești gata? Da, sunt gata. De 64. De 64. Fai glumiță repertoriu. Wow, fă o pirietă așa până încolo și înapoi. Deci, vine perfect, ideal. Și înseamnă să știi, mărimea, mama ta. Da, atâtea rochițele ne-ai cumpărat, atâtea rochițele am eu. Mulțumesc. Marc, e simpatică doamna asta, bunica ta? Cum, tu nu știi? Da sau nu? E clar. Hai, cam ușul prins. Până mai făcut, nu mai e pregătit nimic, a uite ce frumos. Zâmbește. Stai așa. Așa, cochetează un pic, așa, cu ochișorii și zâmbește larg, așa. Da, e fain, îți stă bine, știi? Taman și filtrul e bunișor. Uite încă, aaa! Asta e mama mie. Cine acolo a prinit-o la lică și de la cine? De la... Ui, și acolo, vă-ți lică. De unde florișica asta, a? Din grădină? Da. M-am dus dimineața la dâns, dar eram vorba și aia. Eram el, Nanu Emilian. Și el zice că vii mai e la stână, zic, dar mai e Nana. Așa-i? Tu râzi sau plângi? Că eu nu înțeleg. Uite el, s-a șocat. Of, Doamne. Tare ghin la țară. Mă, că vorba și aia să ai cu cine? Spaile astea-s provocatoare. Dar dacă iura mulge oaia, eu șed ca vacă. Uitați-vă, na, ia uitați-vă, na, uitați-vă și frumuseț aici. Hai, cântăm, fetele, dați-i o coră și o horă și ceva frumoasă. Vreau să vă zic, dragii mei, că pe data de 6 mai în eu, Berlinul, își propun să luăm împreună, adică diaspora din Berlin. Vreau să vă zic că împreună cu Lia Tăburșanu venim la Berlin, iar pe 7 mai ne vedem în Hamburg la două seri frumoase, cu umor, cu muzică, chef și voi bună. Promit că vă duc o bucățică de casă de la mine, de la Negureni, pe Iura nu-l eu, că el trebuie să vorbășe. Hai, ne vedem la eveniment! Lasă aici pagina de unde puteți cumpăra bilețele. Pe 6 mai luăm Berlinul împreună și pe 7 la Hamburg. Gata, pup! Mă duc să mulg oaia, că trebuie să mănânc ceva azi. Doamne, parcă-s de la cor, fetele astea. Ia că noi suntem astăzi la stâna din Negureni, da? Și-i mai bună brânză, și-i mai bun cârlani, și-i mai deosebită oaia. Fimie! Scuzați-mă, nu am gura pe dinainte. Hai, veniți, sunteți de-a noastră. Eu sunt de-a voastră și voi sunteți de-a mele. Hai mai de drum, unde unii am parte? Hai, vin. Auzi, reagește la mine. Eu mă tic li spari. Hai, Iruța, nici cățază, vorba și aia. O să mintele. O întrebare întrebătoare. Ia, o! Hai, voi ia, băi! Hai, zice-mă. Dar uite cum, știi ce să facem? Toți știm foarte bine că... Și vei, tu nu filmezi, hai, dar tu vei filmezi. Ia câtă, ia câtă vorba și e. Ia ca Nelu, ia ca mama Nelu. Vin la mama. Atent pomada, atent, atent. Zic cineva că nu ține ei serioasă. Că nu ține ei de casă. Deci nu știu scut. Mira. Mira. Să-mi microfonul că eu îți vorbeam, nu stai nimic.
în foarte scurt timp o să deschidem grădinița la Negureni, la mine în grădină. No! Gata, nu mai jucați fotbal. Nu știu cui este, decât doar pe album primar, dar restul e uit la marc. Nu știu cum la voi, dar la noi e frig azi din gheață, vorba și aia atât. Nu ne-a fost gospodărit. Am zis că mai și-ar fi să mai iau încă 6 copaci. Nu știu și așa complicat pentru mine să cumpăr 6 copaci. Apropo, am aici 2 copăcei din vișină galbenă. Eu nu știam că există. Mami mi-a s-o dus după hârlițel și mai împlem și rândul ăsta cu copaci și tăt îi le vadă. Așa că la vară, la toamnă, la cine zvii, mamă, să mănânci fructe de și ele bune? Nu, să vii să mâncăm fructe și legume. Da, pentru că am pot. Și pentru că am pot. Da, să ajungă? Da. Și... Facă n-are de o să-l pune pișeala cu acela mai... Iată-l pișeala cu așa. Uitați-o la ea ce-i de frumușică. E gata, gata, înfloriește. Multe anul ăsta. Frumos, mă? Da. Văd, și aici ești betun să iarbă. Numai, da, numai de ghei au lepuță, dar să desfacă floreșitorul. Simpaticuț de-o dragul, și aici ești atât, e plin, uitați-o. E ca scrâns și obielul, dar mă știți cine l-a făcut. Astăzi am mai cumpărat încă 2 ghivieciuri pentru flori, că să mai pun ceva decorativ aici frumos. Este din lemn, ca și toate celelalte, inclusiv scrânciul bun. Le-am cumpărat, iată, de pe această pagină pe care menționez. Recomand 100%. Dar unde te-ai cocoțat tu, gospodina Ivana? Nu-i venit. Uitați-vă și de frumușel. Se numește, că și eu am aflat tot de la voi și vă mulțumesc, gutui chinezesc. Floarea asta ține de Doamne ferește de mult. Noi sakura încă nu a înflorit, dar anul ăsta o să fie bombă. Uitați-vă cât sunt de multe. Șașeala. 3 avem de ăștia. Și asta magnolia are mai puține flori, dar sunt mult mai mașcate. Uitați-vă, astea și de mari. Și, astăzi am să fiu o prințesă toată. Uite, tot străluși. Liți o șampanie de asta, strălușit. Ia uite-ți. Wow, Jesus! Hai nu sticle sunt, le-am de băut, că la unitate îi place. Da, wow, du-i păcăjă în masterclass, cum tu ieși în atâi tătinete, da? Da! Молодец, давай, бегом! Не забыла? Нет. Не забыла ничего, да? Но сюрприз. Хочешь? Хочешь сюрприз? Ешь ты, идиотный. Что, они здесь? А? Ку-ку! Давай, я тебе даю сюрприз. Вау! Аша, так. Вот. Sincer, la mine văd că ceva se întâmplă, muza îmblă în cap, face bărtișeli, ceva acolo, o fantastică, ideală, dar foarte reală. Știți că lucrăm, muncim, mai ales când te duci la țară, o zi, ca să trebuie o zi, să vezi natura, florile, să te relaxezi și să te concentrezi pe ceea ce vrei tu să faci în timp apropiat. Și în timp apropiat știți foarte bine că ne apucăm de casă. Exteriorul am exact perfect cum știu cum trebuie să arate. Interiorul este atât de mare chin pentru că eu și văd aici, trebuie să expun, trebuie să iau de acolo, trebuie să spun acolo, dar cu siguranță interiorul o să fie sincer, o să fie ceva bomba. Așa că Luca Alexei, cu mine este robota de tebe, al dăși tehnic, pregătește-te.
Și acum, sincer, măi, nimeni din voi nu-și face griji de mine să zică, măi, Emile, măi, dar tu când stai în cadă, în vană, ce cânte, ce mai cânti, maestre? Că voi, dacă mă întrebați, apoi eu vă ias, vă cânt. Înțelegeți? Eu propun să ne imaginez că voi deja m-ați întrebat, iar eu, ușor, ușor, o să-mi dezlănțui talentul vocal special pentru voi. Într-o pădurice sub un brad, un brus, un băiat și o fată stau pe iar jos. Amândoi plângeau, amândoi râdeau, amândoi cântau și se cheptănau. Dură-mi tu, fetiță, pe onoarea ta, că un an de zile mă vei aștepta. Eu îți vor băiete pe onoarea mea, că un an de zile eu te-o așteptam. Și vreau să vă zic un sfat pentru cei care sunteți începători în lumea muzicii. Este un lucru foarte, foarte dumnezeiesc atunci când tu transmiți o emoție, când tu simți ceea ce cânți, pentru că, într-adevăr, atunci când tu cânți despre jale, tu trebuie să te chinui, să te încordezi. Când cânți despre dragoste, așa, mai te lămâiești. Na, nu știu, piesă de, nu știu, patriotică, nu-ți pui un drapel în cap. Înțelegeți, dragii mei viitori cântăreți, artiști, oameni care transmiteți populației, știi, momente din astea, zvâc, vena, mucoițe, adică, luați exemplu, da? Eu cânt, slavă Domnului, că mi-a dat Dumnezeu, adică, mă folosesc de și o cârlie de mine, righetoarea. Trebuie să jonglați, mamă, să jonglați, să... ca lumea să vă... Înțelegeți? Bine, haideți că v-am dat deja prima lecție cum e să cânti frumos și bine. Și atât.